Călătoria începe cu personajele marginale, ca de obicei. Personajele fiind eu și Samo, freelancer în IT pe America. Drumul caracteristic oltenii, adică fără pic de autostradă, ne-a dus către județul Olt. Plăcându-ne imperfecțiunea sudică și infrastructura puțină din regiunea asta, am fost nevoie să tranzităm milimetru cu milimetru orașul Balș, model de congestionare autohton. Tot drumul până să luăm din Slatina pe Marius, eu și Samu dezbăteam cum au început să ni se însoare prietenii la 20 de ani. Fără să știe de discuție, primul loc pe care l-am vizitat cu Marius a fost Casa Căsătoriilor. Probabil un semn. Este Slatina. Adică, deci, asta e tonul de apă. 4-5 turnuri de apă, aici e Casa Căsătoriilor, drapelul ăsta care a intrat în cartea recordurilor la un moment dat, nu știu dacă încă mai e. Și o să mergem acolo, dacă avem voie sau nu. Și aici este un cartier de case, după cum se vede. Cetățeni. Cetățeni, da. Mamă, a venit la mai arena. Calmează-te. Avem arena. Îți arătăm acum poze când intrăm în mașină. A venit la mai arena. N-ai tu imaginație să te gândești cum arată arena asta. Da. Așa bine arată? Sincer. De că acum nimeni n-a vrut să investească în tribune, că dacă nu e lume să se uite, adică... Nu, așa e de ani de zile. A, da? Deci asta zici că e hotelul Răzvan Raz. Da, e hotelul Răzvan Raz, care are și teren sintetic în spate, piscina e fix aici, și teren sintetic de fotbal și de tenis și nu știu dacă mai e ceva pe aici. A, și înăuntru, da, e de ăsta de bowling și chestii. Are ceva, are oraș în oraș. Da. Eu fac chestia asta și să aflu chestii și din punct de vedere social, să văd oamenii, da. Și din punct de vedere economic, să văd ce merge, să văd ce, ce mă, greșim. Din punct de vedere economic, vezi că Slatina e destul de bine dezvoltată. Da? Da. Asta vreau să te întreb. Cum așa? Păi avem uzina de aluminiu, care e cel mai mare exportator de aluminiu. Pe... Ok, deci uzina de aluminiu aveți? Da, uzina de aluminiu, mai sunt țevile. Țevi? Da, țevi e patronul rus, tata lucrează la țevi. Pe okay. Cartrom se numește. Uh-huh. Mai e și Pirelli, mai e și Prismia. Magneti Pirelli? Ce? Magneti Pirelli? Nu, Pirelli. Ah. Nu știu exact dacă fac. Nu, mi se pare că nu fac cauciuc aici. Apeste ce fac? So. Și mai avem și Prismianul care face fibră optică. Gen e destul de dezvoltat din punct de vedere economic, să zic așa. Deci, industria merge. Da, industria merge super bine. Pe domn profesor, eu ți-am adus aici lume calitativă. Oamenii pe vlogul meu sunt calitativi, nu uita. Pe de apare. Ia tati. Mulțumesc frumos. Ca părere de ansamblu, centrul e decent, dar era și mai decent dacă renovau mai multe clădiri. Fiind cei mai turiști dintre turiști, următoarea oprire o facem la Scornicești, locul unde s-a născut tovarășul Ceaușescu, care n-are nevoie de prezentare. Să nu uităm că suntem în Oltenia, o regiune unde căruța e încă la modă și foarte folosită. Alte căruțe ca să ne susținem punctul de vedere. Ultima oprire relevantă din județ nu putea să fie decât la Caracal, locul celor 7 minuni. Închisoarea e pe strada Libertății, cimitirul e pe strada Învierii, s-a furat ușa poliției, a luat foc sediul pompierilor, sau faptul că există o singură școală și se numește numărul 2. Avem metro în Caracal? Oare? Oare? Eram pe aproape. Acum e... Aici am ajuns la mall. La fel, la succes. Da. Băgăm un mic, plecăm acasă. Oltul e un județ din regiunea Oltenia, aflat la granița cu Muntenia. Un studiu făcut de mine a constatat că am intrat cu mașina în cele mai multe gropi din România de până acum, pe carosabil. Drumurile lor sunt puține și foarte importante, pentru că leagă economic Oltenia de București. Deci multe tiruri, pe mult prea puține drumuri, deci multe gropi. Dacă ai auzit de Nicolae Ceaușescu, fostul cișmar care a ajuns să conducă România într-un stil ca nimeni altul, el e de aici din Scornicești. Ceaușescu a absolvit doar 4 clase și a început să lucreze de la 11 ani. A fost arestat de 5 ori și strânsese 7 ani de închisoare până la vârsta de 26 de ani. Tot el a primit o telegramă ironică de la Salvador Dalí. Chiar a fost și cel mai tânăr conducător politic din Europa și a primit distincția Doctor Honoris Causa de la 8 universități. În județul Olt găsim și baza militară de la Deveselu.
Dacă noi alocăm în general pe la 2-3% din produsul intern brut pentru educație, gândește-te că băgăm cam pe la 2-2,5% și în apărare. Eu aș crede că distribuția banului e puțin ilogică, dar e doar o părere. Mare surpriză mi-am luat când am aflat că Slatina, orașul principal de aici, nu e un oraș mort din punct de vedere economic. După 1989 și accentuat după criza din 2008, oamenii s-au obișnuit să pună etichetă unor orașe ca fiind moarte, pentru că se închideau fabrici și treaba nu mai mergea. Slatina, oraș cu 70.000 de locuitori, a crescut între 2015 și 2019 din punct de vedere economic cu 23%, aici fiind diverse fabrici importante. Bun, dar o lege nescrisă a economiei spune că un oraș e sănătos dacă se construiesc blocuri noi de locuit, pentru că sunt joburi și lumea vrea să vină aici. Am primit după câteva zile un mesaj de la ghidul Marius, care mi-a spus că a descoperit un bloc în construcție. Sănătate confirmată. Cred. Ca și concluzie, Oltul nu e nici județ foarte turistic, nici un motor economic. Județul ăsta e o definiție vie a corupției politice sau a incompetenței, dar e încurajator că începe să devină un loc din ce în ce mai bun. În episodul ăsta însuțitorul a fost Samo, iar ghidul a fost domn profesor Marius. Dacă vrei să vezi România cu mine, abonează-te. Dacă ai curiozități, ai contactele mele în descriere. Pe data viitoare!